În ziua de 1 august 2019 se împlinesc 100 de ani de la înființarea primei subunități de tancuri din România. Arma tancuri și-a dovedit rapid utilitatea și competitivitatea și a contribuit hotărător la accelerarea acțiunilor de luptă, prin mobilitate, putere de izbire și de foc și o eficientă protecție a echipajelor. Tancurile au justificat întrebuințarea lor preponderentă în acțiunile ofensive. România a fost printre primele țări din Europa și chiar din lume care și-a înzestat armata cu acest tip de armament. Activitatea pentru mine cel puțin a început din luna mai. La sfârșitul lunii mai, deja primele două panouri erau puse și la ziua rezervistului au fost vernisate în cadrul activităților care s-au desfășurat atunci. Ulterior s-au desfășurat o serie de activități la noi acolo la club. Am prezentat unele materiale, noutăți despre tancuri și probleme privind evoluția aceasta și perspectivele. La activitatea pe care o desfășurăm pe data de 30, desfășurăm mai multe activități în cadrul ei. Respectiv, prima problemă este să vedem această expoziție, expoziția de carte, după care se intră în sală și vom desfășura apelul solemn al tanchiștilor, al eroilor tanchiști. Apelul solemn, eu am aici, sunt 6 pagini cu eroi tanchiști. Încă din primăvara anului 1919, Ministerul de Război își propusese să înființeze atât o școală cât și un batalion de care de luptă, lucru consfințit prin contractul încheiat de guvernul român cu cel francez. Astfel, sărbătoarea a fost instituită la 1 august 1919 prin ordin al regelui Ferdinand I, avându-se în vedere faptul că la garnizoana militară din Mihai Bravu, în județul Giurgiu, s-a înființat un batalion de care de asalt, act ce a marcat apariția armei tancuri în armata României. Din cauza spațiului insuficient de la Giurgiu, la 15 ianuarie 1920 s-a dispus dislocarea batalionului, iar de la 1 ianuarie 1921 a luat ființă regimentul de care de luptă. Prin înalt decret, din 25 decembrie 1920, s-a trecut la înființarea primei unități de tancuri din armata română prin transformarea batalionului carelor de luptă în regimentul carelor de luptă, garnizoana acestei unități fiind orașul Târgoviște. La acest apel participă mai multe persoane, respectiv comandantul garnizoanei, colonelul Macrini și colonelul Gându. Ei vor citi... Dacă nu vă supărați pentru telespectatori, să amintiți cine au fost acești domni colonei rezervă. Luăm pe rând. Comandantul garnizoanei este tanchist, este inginer de tancuri. Domnul colonel Petru Croitoru. Dânsul este acum comandantul bazei 3 logistice Zargidava, care este în locul centrului 92 instrucție, cu alte specific, dar în localul, în cazarma acesteia. După care comandantul centrului 92, fost comandant al centrului 92 mașini de luptă, colonelul Macrinici, iar colonelul Gându a fost șef birou operații și pregătire de luptă. Din cauza provocărilor mediului de securitate, precum și actualelor orientări în domeniul securității și siguranței naționale, la 1 octombrie 2009, pe locul și din cenușa celebrului batalion 1 tancuri Vlad Țepeș, a luat ființă batalionul 114 tancuri Petru Cercel, unitate care continuă tradițiile armei tancuri pe meleagurile dâmbovițene. În garnizoana Bacău, batalionul 631 tancuri, aflat în subordinea brigăzii 15 mecanizată Podul Înalt, continuă tradiția regimentului 63 tancuri, care a funcționat din anul 1956. Batalionul a fost înființat în anul 1995 prin ordin al Ministrului Apărării Naționale, de asemenea în 1994, după ce s-a desființat centrul 92 instrucție echipaje mașini de luptă, s-a înființat batalionul 633 tancuri de la Roman, al cărui comandant a fost colonelul în rezervă Vasile Oprea. Am fost comandantul batalionului 633 tancuri din Roman, care s-a înființat după ce, din 1994, după ce s-a desființat centrul 92, instrucție echipaje mașini de luptă. În primul război mondial, deci armata română a avut o contribuție deosebită pentru păstrarea teritoriului și pentru refacerea
practic, a țării, prin luptele pe care le-a dus alături de ceilalți cetățeni, pentru că nu putem rupe armata de popor. Vreau să spun aici că trupele românești s-au apărat împotriva trupelor ungare care au încercat să reia Transilvania, fapt care a fost deosebit, așa cum se știe, unitățile noastre au ajuns până la Budapesta. Englezii au fost cei care au folosit primii autoblindatele mobile pe diferite teatre de operațiuni militare, începând cu anul 1914, în timp ce germanii dețineau asemenea mijloace de luptă încă din anul 1909. Armata română a luat contact cu autoblindatele germane nu doar din descrierile specialiștilor, ci și direct pe câmpul de luptă în perioada războiului de reîntregire națională a campaniilor din 1916 și 1917. Astfel, începând de la 23 octombrie 1916 pe frontul românesc, deschis prin declarația de război a României față de Austro-Ungaria, au activat trei automobile blindate Erhard, grupate într-un pluton. Acest tank care vă spuneam, FT-ul, este un tank ușor, de care l-au adoptat foarte multe armate și foarte multe țări l-au luat. El a fost produs în aproape 3700 de exemplare la vremea aceea. Și a rămas pe 21 când se înființează prima unitate, a spus dumneavoastră. Da. Ulterior? Ulterior, această școală se transformă în Batalionul Carilor de Luptă. Și tot în 1919 apare primul regiment, Regimentul Carilor de Luptă. Fiecare militar crede și susține că arma lui este cea mai importantă. Artileristul zice că tunul este zeu pe câmpul de luptă, infanteristul spune că arma lui alături de baionetă, bineînțeles că este regina bătăliilor. La armele aviatorilor sau marinarilor, tereștrii nici nu îndrăznesc să viseze. Ca să nu mai vorbim despre cei de pe submarine, navele cosmice sau din forțele speciale. Toți sunt cei mai importanți. Din acest punct de vedere, tanchiștii nu se lasă mai prejos, pentru că, după părerea lor și a specialiștilor militari, evident, pe câmpul de luptă terestru, adevăratul nostalgic al acestei arme se simte indignat de starea jalnică în care au ajuns acele care de luptă din unitatea militară pe care au condus-o cu pasiune și pricepere. Da, în bucata e îngrădită, dar după mine știți unde sunt? În cimitirul de tancuri român. Cimitir de tancuri pe care eu l-am fotografiat și, nu știu, n-am adus aici, dar poate cu am să aduc când desfășurăm activitatea. Sunt niște fotografii foarte triste, inclusiv niște tancuri puse din nu știu ce motive, unele față în față, cu tunurile ridicate, o poză pe care eu am intitulat-o Duel în cimitirul de tancuri.